Japonia! Am ajuns în Japonia și mai exact în Tokyo. Care este prima noastră părere? Calitate și detalii. O lume diferită față de cea cu care suntem obișnuiți și avansată în multe privințe. Dar cum mi se pare mâncarea? Trebuie să facem față provocării de a ne descurca în cel mai mare oraș din lume. Am avut ceva dificultăți. Ești obosit? Ultimele zile au fost foarte intense. Am mers mult, minim 15 km pe zi, pe jos, plus urcat scări, coborât, metrou. Și imunitatea fetelor și a lui Maria și a lui Mimi a scăzut și i-a prins puțin răceala. De la Busan am zburat la Tokyo direct, deci nu ne-am mai întors în Seul. Și hai să înceapă vlogul. Suntem la aeroport la Busan. Trebuie să plecăm la Tokyo. Vi se pare că am stat suficient în Coreea? Nu. Nu, așa este adevărat. Am mai fi stat. Ideea este că o să ne întoarcem peste 18 zile, am zis? Peste da, 18 zile ne întoarcem. Noi suntem în... foarte, foarte obosiți. Ni s-a adunat oboseala. Nu am apucat să ne recuperăm. În fiecare zi am avut program. Am plecat de dimineață, ne-am întors seara. Ne-am culcat tot pe la 1 noaptea. Și azi dimineață ne-am trezit de vreme și intrăm așa într-un carusel în care ne trezim dimineața și avem o grămadă de lucruri de făcut aici în Japonia. Trebuie o să încheiem de dorințe. Și nu știu cum să trebuie să încheiem lupta asta în care să ne recuperăm. În care vrem să vedem totul și nu reușim. Am răcit și eu și Mimi. Și puțin am dat, Doamne, să nu răcească mai tare. Dar acum, primele două zile, nu o să ne rupem în Tokyo. O să ne odihnim eu puțin. Eu am nevoie de o zi, de astăzi, deci când ajungem. Vreau să dau un ochi, că nu o să am cum să nu dau un ochi de cartier. Dar după aia vreau să mă pun în pat și să dorm, nu știu, am nevoie de 12 ore minim. Cei care s-au trezit în acest vlog și nu știu cum am ajuns noi aici, vă las în descriere un link cu un playlist complet care se numește Coreea plus Japonia. Narita. Un pic s-a cam adunat oboseala, dar o să mergem direct la hotel. O să ajungem repede, într-o oră jumate, dacă ne descurcăm bine. Din nou am emoții, pentru că din aeroportul Narita și până în Tokyo este o distanță destul de mare, doar 70 de kilometri. Și trebuie să ne descurcăm cu trenul și cu astea. Zborul de la Busan și până la Narita a fost de 2 ore. Mesar. A zis că o dor toate. Mi explodează capul de la când ești răcit, cel mai nașpa lucru e să mergi cu avionul, că se creează presiunea aia în cap. Și te înțeleg, iubi. Te înțeleg, mi s-a întâmplat și mie de multe ori și e groaznic. Groaznic. Ok, aterizăm în Tokyo și vedem cum ne descurcăm cu trenul și apoi cu metrou. Eu mă joc un joc cu pizza și cam asta am putut aproape toată. Și oficial suntem în Japonia. Se vorbește încet aici. Nu sunt toți la noi. Suntem ca la doctor. Ok, primul loc pe care îl vizităm în Japonia este exact capitala. Am ajuns în aeroportul Narita și acum trebuie să o luăm către oraș. Nu ai nevoie de viză ca să intri în Coreea, ca și român, nu ai nevoie de viză ca să intri în Japonia, ca și român. Deci este simplu. Îți iei pașaportul, biletul de avion. Și gata, asta e tot. Suntem în terminalul 3 și trebuie să luăm trenul. Și acum, hai să vedem dacă ne putem descurca în cel mai mare oraș din lume. Tokyo are, cu zona metropolitană cu tot, din ce m-am informat eu, undeva la 37 de milioane de locuitori. Imaginați-vă, dublu populația României de pe întreg teritoriul României. Este mamă. Hai să vedem că trebuie să ne luăm birete pentru Skyliner, care merge cel mai rapid.
Ok, trebuie să luăm acum shuttle bus-ul până în terminalul 1, pentru că de acolo luăm trenul de viteză. De acolo o să luăm și biletele și cardurile de metrou sau pentru tot transportul în comun și o să vă și explicăm să vedeți cam cât de complicat sau de ușor este cel mai complicat și complex sistem de transport din lume, adică transportul din Tokyo. Ce faci? Mă duc să le duc, haide să vedeți bine. Hai! Copil cu idei. Deci de fiecare dată când mergem cu avionul și suntem cu bagaje, el este cel care trebuie să care bagajele cu căruciorul ăsta și nu numai că el merge să îl ia, merge să-l și ducă la loc și nu doar pe al nostru, ci și altele. Tokyo nu este un oraș al mașinilor. Ăsta este și un șoc pe care l-ai când ajungi, că te aștepți să fie numai ambuteiaje și mașini una peste cealaltă. Tokyo este un oraș al trenurilor. Trenurile, metrourile, pe pământ, pe sub pământ, toate sunt atât de împânzite peste tot și pare atât de complicat, dar de fapt sistemul este foarte intuitiv. Și dacă nu știi cum este și pentru noi, că n-am știut de la început, este o provocare faină, că trebuie să îți dai seama, să te descurci. Și o frumusețe în toată treaba. Primul lucru de care avem nevoie într-o țară străină, după cum am zis, sunt banii locali, pentru că aici chiar avem nevoie de cash, pentru că multe din automatele astea de bilete și multe chestii sunt încă cu cash, dacă vă puteți imagina, și SIM card. SIM card am, pentru că v-am zis în videoul cu Corea, am folosit o aplicație Air Allo și îți bagă eSIM direct pe telefon și e un pachet convenabil, nu mă mai complic cu treaba asta. Bun, și acum trebuie să căutăm ATM, scoatem bani, să vedem cât ne ia comisionul și schimbăm 100 de euro. Când românul nu mai are bani, știți ce face? Schimbă 100 de euro. Deci am schimbat bani, avem bani locali acum, trebuie să cumpărăm bilete de tren și să luăm Skyliner-ul, adică trenul de cea mai mare viteză până în Tokyo, pentru că sunt 70 de kilometri până în oraș. Apoi după aia trebuie să luăm metrou și să ajungem la cazare, pentru că deja ne ajunge, suntem obosiți pe ziua de azi. Am făcut un calcul la diferența de comision dintre a schimba bani cash sau a scoate de pe card și diferența este foarte mică. Comisionul de la bancomat la 100 de euro cred că era undeva sub 10 lei în plus față de comisionul de aici, de la schimbul valutar. Hai să luăm biletele de tren. Bine ați venit în Japonia! Cum aterizezi pe aeroport, reclamă direct la Nintendo, la PlayStation. Cine nu a auzit de jocurile de pe consolă și pe computer? Aici s-au inventat, ei sunt cei mai buni. Bine ați venit în Japonia! Ha? Ia uite, Nintendo, asta e. Aici s-a născut Nintendo, ha? Hei, ce faci tu? Eu am eu Nintendo, dar ăsta are alte jocuri, mult mai mult. Halo! Și să nu mai zic că Japonia este renumită la dotarea cu semne de orientare, la transport în comun care ajunge la minut, iar dacă nu știi ceva, oricum întrebi. O luăm către trenuri. Deci avem așa, varianta asta de Keisei Line sau de JR, de Japan Railway. Noi o să mergem cu Keisei, așa că mergem aici să ne informăm și să luăm bilete. I-am zis doamne aici de la check-in-ul de Keisei. I-am zis, uitați, trebuie să merg aici, apoi o întrebare, am nevoie de 4 adulți și un copil. Îmi scrie frumos câți bani trebuie să-i dau, se plătește doar cash, de asta am zis că trebuie să plătesc cash. Poftiți! 6210 pentru toată familia, asta înseamnă 180 de lei pentru 60 de kilometri cu trenul ăsta de mare viteză. E scump, puțin, ziceți voi. Din nou convenience store. Foarte la îndemână magazinele astea, practic le găsești peste tot. Hai să vedem dacă există o diferență între Japonia și Corea, pentru că vom face mult comparația asta de acum încolo. Am intrat în convenience store. Așa. Și este plin, Paul. Du-te să vezi ce e. Ce plin? E plin cu sushi, cu tot felul de bunătăți. Am luat chestia asta. E prețuri bune. De exemplu, astea, sushiile astea 6 au fost 13 lei. Wow! Ăsta 5. 5 lei ăla. Și ăsta cred că tot atât puțin. Mm. Deci aici nu o să mor de foame. Aici poate cu lămâie. E bun?
pentru mine e impresionant cum poți să zici la o mâncare ambalată, știi? Cupaje de lămâie. Cu lămâie, da. Bun. Ia uite ce mi-am luat eu. Asta. E un sushi și un pui. Și ia uite, Dita mai raftul cu chestii de toate. Are de toate, orezuri de toate culorile, sushi-uri de toate formele, piept de pui gen schnitzel. Ai și eu o fierte la țiplă. Așa ceva n-am mai văzut. Sunt, și desfăcute. Sunt desfăcute și afumate. Sandvișuri de toate felurile, salate. Hai că o să mai venim în genul ăsta de magazin. Hai să facem ce cauți și pe aia să mergem la 3. Deci 3 lei e 100. Înseamnă că ăsta este 6 lei aproape. 5,77 lei. Deci 100 înseamnă 3 lei. Bine. Ce? Și în partea cealaltă, în Corea, 1000 însemna 3 lei. 3 lei 30. Și aici 100 înseamnă aproape 3 lei. Ok. Deci e bun. Ce frumoși sunt banii. Foarte esteric. Îmi place. Da. Sunt de hârtie și așa, da. Chiar fain. Da, culorii îmi place așa. Deci toate cumpărăturile astea, sushi, cred că e cafea la cutie, apă, și-a mai luat Scarlett ceva înghețată, ăsta, toate au fost 40 de lei. E ok, nu? În România numai... În aeroport, adică în România numai sushi-ul ăla era 35 de lei. 40 de lei și în fine, aici sushi înainte. E da? Ca la ei acasă, dar nu. Wow, ce e asta, iaurt? Iaurt de mango. Mel, m-am gustat în pizza. Cum e? Are biluțe ceva? Boba de iaurt. Iaurt cu boba. Iaurt cu boba? Cum e bun? Cu tapioca? E un fel de Actimel cu boba. Da. Ăsta e a nostru. Hai, să ne grăbim. Ok, suntem în tren slash metrou. Nu știu cum, dacă este tren sau metrou. Este așa un hibrid. Se numește Keisei Narita Sky Access. Eu am tot zis de Skyliner, trenul ăla celebru și de viteză. Dar zona în care mergem noi, am realizat după ce am ajuns, că de fapt ne ducea undeva mai departe și după aia trebuia să schimbăm și să luăm alt metrou și era și mai scump. Așa că mă uit acum pe stații, avem mai multe stații, dar facem o oră și 11 minute. Cu Skyliner-ul până la destinația noastră făceam o oră și 13 stații. Nu, o oră și 25. Da, avem 13 stații în total. Stăm aici, nu schimbăm, nu mai cărăm bagajele. N-avea sens să ne complicăm doar pentru experiența de tren. Nu-i nimic, o să mai avem experiență de tren destul de mult în Japonia, pentru că noi nu ne rezumăm doar la Tokyo. O să mergem și la Muntele Fuji, o să mergem și la Kyoto și o să mergem și la Osaka. Și când o să mergem spre Coreea înapoi, o să luăm avionul din Osaka, adică nu ne mai întoarcem înapoi în Tokyo. În Tokyo o să fim doar 7 zile, o săptămână. Am considerat că este suficient pentru oraș. Vezi, tata? Asta, tot ce vezi tu aici, e cultură de orez. Cum vezi la noi cartofi, știi, câmpuri întregi de cartofi, așa vezi aici câmpuri întregi de culturi de orez. Dar de ce atâta apă? Păi așa crește orezul, în apă. Cu multă apă? Da, exact. Da. Vrei să adormi puțin? Și am ieșit de la metrou. Și suntem cu bagajele pe stradă, avem de mers 700 de metri. Credeam că o să ne fie greu, dar nu e greu deloc. E foarte simplu. Melissa, Scarlett, Sara, cum vi se pare acum în oraș, la prima impresie? Primul impact este că este super curățenie. Este foarte ireal de curat. Adică acum, în Corea era curat, era frumos, dar aici e... Și mai ce-i parcă. Wow. Este puțin cam de vreme ca să ne facem o părere despre unde este mai fain, în Japonia sau în Corea. Poate ne spuneți și voi unde vi se pare mai fain până la acest moment. Lăsăm să treacă timpul, să explorăm toată țara și apoi la final o să vă spunem părerea noastră unde ne-a plăcut mai mult. Prințesule, tu cum ești, că ai adormit?
Ești obosit? Ia uite ce, ca un boss mergi. Baby boss. E supărat? Sau obosit? Supărat. Te crezi și eu că ai emoțiile dereglate după atâta oboseală. Deci vă luăm așa la plimbare pe străzi. Deci dacă ar fi să zic un cuvânt care ar caracteriza toată părerea pe care o am acum, este calitate și detaliu. Cred că astea sunt două caracteristici ale japonezilor și cred că ar trebui să le învățăm și noi. Și vreau să le învăț eu ca familie, eu ca persoană și pentru familia mea. Și apoi vi le zic și vouă. Ia uite aici ce taxi fain. Apropo, aici se conduce ca în UK. Eu mașinile astea n-am văzut în România. Uite cum arată. Toyota aia. Mă, iară vedem aici Toyota pe care nu le vedem în Europa. Wow. Le mai vezi prin Dubai, le-am văzut în Thailanda, le vezi în... și în Coreea le mai vezi, le vezi mai ales aici. Au alte modele față de cele pe care le avem noi. Mult mai luxoase, mai uite, calitative, mai bune, nu știu cum să spun. Ia uite cât mai avem, foarte puțin. Ia uitați semnul ăsta. Zice că nu ai voie să fumezi pe stradă și plătești amendă. Tokyo este imens și când vrei să iei cazare, primul lucru pe care e normal să te întrebi este unde, cam în ce cartier, apoi ce vreau să vizitez. Și ne-am pus noi așa punctele noastre de interes și mi-am dat seama că de fapt toate sunt la distanțe foarte mari și cam oriunde aș fi luat cazare, ar fi trebuit să mergem cam 30, 40, 45 de minute de la una la cealaltă. Așa că am găsit un hotel între Asakusa și Akihabara, cine e mai familiarizat cu zonele astea două. Geam era un hotel dintr-un lanț internațional și am crezut că o să fie ok. Îmi place cartierul în care am luat cazarea, nu? E fain cartierul. Nu știu. Păi nu, cartierul aici, mai avem puțin chiar. Chiar puțin mai avem. Să văd, când mă dau jos trebuie să am o cafenea. Asta e faină. Aici e hotelul. Am ajuns. A fost mult? Da. Ia uite cum îți faci check-in-ul aici. Search. Ia să vedem. Okay. Ah. Dragii mei, chestia cu hotelurile în Tokyo este foarte complicată. De ce? Pentru că prețurile, în primul rând, sunt de 3 ori mai mari și camerele de 3 ori mai mici. Noi aici am făcut un super deal pentru că am găsit camere la 15 metri pătrați la un preț de cât era pe... la vreo 70 de euro pe cameră, în condițiile în care la prețul ăsta și sub 100 de euro nu am găsit nimic mai mare de 11 metri pătrați. Imaginați-vă pat, baie, hol, loc de bagaje în 11 metri pătrați. De fapt, îți închiriezi rulota. Da. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Am uitat să mai zic o treabă. Avem și micul dejun inclus. Haideți. Adică prețul este foarte bun pentru Tokyo, dragilor. Numai Dumnezeu ne-a dat cazarea asta. Întrebați-l și pe Mimi, da? Ia întrebați-l pe Mimi. Așa e, doar domnul ne-a dat. Da, doar domnul ne-a dat. De ce? Pentru că sub 150 de euro rar găsești o cazare pe aici pe cameră. Ne-a dat și bomboane pe gratis. Ne-a dat și bomboane. Cartierul în care am stat l-am ales bine. Ideea este că hotelul nu l-am ales bine. Am luat hotelurile tot cu câte 2-3 zile înainte, chiar și cu o zi înainte, iar cu acest hotel am dat fail. Nu că a fost neapărat extraordinar de scump pentru Tokyo, dar cred că puteam să găsesc variante mai bune puțin mai departe. Mai bine stăteam încă 15 minute în metrou și nu sacrificam confortul familiei timp de o săptămână. Iubi, îmi cer iertare că te-am ținut în pachetul ăla mic acolo de cameră. O să fie mai bine data viitoare. Învățăm și noi, învățați și voi că trebuie să vă pregătiți. Dar așa, am fost ocupat în ultimele luni și nu am pregătit atât de bine vacanța asta cum am pregătit alte dăți. Oh, aici? Aici aveți copii? E foarte micuț? Foarte micuț. Dă seama că aici sunt 15 metri pătrați față de 11 cât era în alt hotel pe care era să îl luăm. Dar mulțumim lui Dumnezeu că l-am găsit pe ăsta. Ok, facem un tur? Hai să facem un tur al locului nostru din Tokyo. Deci aici este loc de bagaj. Da.
Mie îmi place, nu, e de să pui hainele aici. Ok, începem cu baia? Am văzut baia, da. Ok, ia să vedem. Deci, seamănă foarte tare cu cabina de pe vasul de croazieră. Da. Nu? Chiar. Atâta era de mare. Și aici avem patul. It's like good. Da? Și aveți nice. Și frigider? Să puneți no. Refreshments? Și SEI. Și televizor la care nu o să ne uităm. Ok, deci cam asta foarte e. Aer condiționat. Simplu. Curat, okay. Un holuleț, e ok. Good. Bye, bye! Ne-a obosit tare drumul de la Busan până la Tokyo, dar după ce ne-am instalat, am ieșit puțin pe afară pentru că eram energizați, era un loc nou, trebuia explorat. Hello! Hei, Ska! Haideți jos! Hai, Ska, eu plec fără tine! Păi nu știu, să vadă oamenii. Vezi, stă cu ăla pe, stă cu mâna pe chestia asta de siguranță. În caz de ceva, oprește trenul. Știi? Acolo. Pe ăla. Apasă butonul ăla de jos. Da, 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 da. Ce interesant e, nu, tati? Ce complex e. Suntem cu metrou. Și am nimerit chiar în spate la un vagon și vedem exact cum este omul aici, conductorul sau cum se numește. După cum ziceam, imediat te deprinzi să mergi cu metroul în Tokyo. Stațiile de metrou nu au doar nume, ci au culori. Fiecare și au și o literă. Fiecare stație are o literă și o cifră. Adică dacă acum suntem la G5 și trebuie să ajungem la G7, înseamnă că mă duc pe platforma unde numerele cresc. Sau dacă trebuie să mă duc la G1, mă duc pe platforma unde numerele descresc. Este foarte ușor, Google Maps este accesibil, funcționează în Tokyo și în Japonia în general și e simplu. Suntem în cartierul Shimokitazawa. Nu este un cartier foarte popular, dar ne-am uitat noi pe reviews că sunt străduțe micuțe, înguste, unde poți să mergi să te plimbi. Sunt tot felul de haine și de produse vintage. Și restaurante micuțe, cochete și are o atmosferă așa faină. Asta este ce ne-am informat noi. Acum, în realitate, așa este, da. E frumos, ia uitați ce faine sunt străduțele astea de mers. Din când în când mai trec și mașini. Sunt și tot felul de mâncăruri, de chestii. Sara, tu ce ți-ai luat acolo? Mi-am luat o cafea foarte bună. Au boba. Au boba, vreau boba. Vrei boba? Vreau boba. Plin de magazine cu chestii vintage, cu haine, sunt frumoase, ce e drept, dar nu mă impresionează. Adică în România cred că dacă vrei să ți iei haine second găsești la prețuri mai bune. Nu este ca în Nairobi, în care zici, bă, merg la second și apoi îmi iau o valiză de haine pentru că sunt prețuri bune. Asta vreau, gata. Da, e deosebită, e frumoasă. Da. Dar pune mâna în material. Da. Și din cuvertură. La ce preț e? Ia. 7.400. Adică... 200 și ceva de lei. Nu e exagerat, dar nu te pune mâna pe material. Mm-hmm. Ce părere ai despre vintage-urile de pe aici? Este ok. Ok? Da. Și ca prețul? Tot ok. Da? Da. Adică, nu. No. Mai scumpe, adică nu faci deal-uri. Bă, foarte frumoase străduțele astea. Și designul, da, e mega, mega diferit, dar e fain, nu știu, îmi place. Și nu știu dacă observați, dar e curat, adică asta e o zonă turistică plină de turiști, dar este curat. Și să nu zic că în zona în care stăm noi, așa curățenie eu n-am fost în viața mea într-un oraș. Am fost și în Norvegia, da, am fost și în Germania, unde zice că mamă ce curat e și este, așa este. Și în Coreea este curat, dar exact ca și în cartierul în care am stat noi, așa curățenie nu am văzut în viața mea. Trebuie să găsim un restaurant și nu știm ce să alegem, pentru că dorințele și preferințele sunt diferite. Ce vreți să mâncăm? Mâncare. Orice mâncare este normală, numai că
trebuie să ne hotărâm la ceva. Aici am putea să mâncăm. Sunt chestiile alea dumplings. Da. Ce-i plac lui Scarlett. Arată da. Bine. Avem mai multe variante. Eu aștept să mănânc orez prăjit. Mm-hmm. Uite aici niște demonstrații de cam cum ar arăta mâncarea și cât costă. Vezi, toată este fake, făcută din plastic, dar eu cred că e ok. Așa. Ia uite cum se mănânc aici. Ia uitați ce ramen mi-am comandat eu. Ce spuneți? Ia. Ce bine miroase. Ce bine miroase. Iubita mea, asta este ce ți-ai comandat tu. Nu-i nimic, ați merită, mă. Eu nu mă risc. Acum scriam în jurnalul nostru, aici ziua 7 am scris. În fiecare zi vreau să scriu. Fiecare trebuie să scriem un gând, unde am fost, ca să nu uităm ce am pățit, ce ni s-a întâmplat și acum o să, la final de tot, o să avem cam jumătate plină. Știi? 28, 30 de zile. Uite, niște urechi, niște urechi de lemn. Mamă, ce bine arătam salatul. Oh, ia uitați, fetelor. Stai. Vă veni mâncarea? Ia. Ce mâncare gustoasă v-ați gătit voi. Eu să iau tot asta. Fried rice. Cum e? E bun? Nu se ești cavare. Oh, Scarlett. Yeah. Bosca, ce nu vrei să-mi dai mie? Că urechile îmi plac foarte mult. Pot? Ia locul. Dar ce e aia? Trebuie să-mi explici. Asta e gheoza, nu știu, nu are carne. Așa e un fel de pastă învelită cu care nu deci știu. O amintire pe care o vom avea legată de această experiență în Japonia și în Coreea este mâncatul cu chopsticks. Trebuie să înveți cumva de acasă să mănânci cu chopsticks pentru că în marea majoritate a restaurantelor nu există furculițe. Acum sushi se mănâncă cu mâna, grătărelul ăla pe frigărui tot cu mâna. Sunt multe mâncăruri pe care le mănânci cu mâna, dar trebuie să înveți că la un moment dat nu o să găsești furculiță și o să ai nevoie sau îți aduci furculiță de acasă. Cu ăsta se bea ziama și cu bețele se ia ce e mai gros, știi? Deci îmi place verdeața asta, griul ăsta colțit sau ce e. Hai să gustăm ziama. Ce? Ce scump ești? Ce îți plac urechile de... De lemn? Foarte mult. Dar sunt ciuperci? Da. Da, și mie îmi plac urechile de lemn. Ideea e următoare. Când e în Japonia sau la fel și în Coreea, trebuie să înveți să folosești chopsticks, bețe, pentru că nu există furculițe în marea majoritate a restaurantelor. Am cerut furculița aici și uitați ce ne-a adus. Deci dacă nu te descurci cu chopsticks, trebuie să bagi cu furculița e de okay, genul ăsta. Eu mă descurc cu furculița. E ok, da, doar zic. Deci a venit notificarea pe telefon, această masă de 5 persoane cu burțile full, deci full, mai intră doar un boba, intră un boba, ne-am păstrat noi loc, a costat 150 de lei, ceea ce este foarte ok pentru familia noastră. Asta legat de cât de scumpă este tot. Da, nu este scumpă. Tot. Mâncarea nu este scumpă în Japonia, cel puțin unde am fost noi. Probabil că poți să ai și figuri, dar noi am fost la mediu. Ideea principală este că dacă vrei să mănânci la preț accesibil, poți. Poți. Asta e ideea. Boba. M-am uitat la preț, ar fi cam 14 lei unul. O nouă stație de metrou, o nouă gară, o nouă ștampilă în caietul nostru de amintiri. Abia aștept să-l vedeți la final. Suntem la Shinjuku Station, care este cea mai aglomerată gară, stație de metrou și așa mai departe din lume. 3,5 milioane de oameni ajung aici în fiecare zi și se conectează și merg în locurile lor unde au treabă. Avem o ștampilă pe care o să o punem pe caietul nostru de amintiri. Un tatuaj. Wow! Asta e bună! Mamă! Și eu vreau!
Numai jumate de ștampile, nu pot să cred. Lasă, că e bine, e bine. Sincer, am avut ceva dificultăți până ne-am prins exact de cum anume să trebuiască să ne conectăm la linia pe care voiam să mergem, dar ne-am descurcat. Adică în 5 minute am fost mai debusolați așa, că după aia am rezolvat harta. Mai avem încă 4 stații până la Akihabara, dar nu pot să vorbesc foarte tare când deranjez lumea, să uite toți ciudați la mine. I-am spus Sara să mă filmeze pentru că vreau să vă arăt în stânga mea ce uniformă frumoasă au fetele astea care vin de la școală. Mi se pare absolut superbă, îmi face poftă de școală uniforma asta. Eu am văzut o fetiță de vreo 4-3 ani, mai mică decât mine, și am văzut că are un care a mers la școală cu metro singură. Deci singură? Nu era de vârsta ta, era mai micuță, nu? Imaginați-vă singură unde? Nu singură la două străzi, singură pe la metrou, pe aici. E wow. Da, e wow cum își educă copiii. Nici noi nu știm unde să mergem, adică cu tata. Ne-am încurcat deja de 1 milion. Voi porumbeilor ce faceți? Foarte bine. Ha? Tu, Mimi, ești un pic răcit, nu? Foarte. Sau amândoi? Nu mai e un moment, Trenul accelerat numărul 242 pleacă de la stația Shinjuku până la stația Hiroshima. Ce se întâmplă aici? Că asta interesant. Asta este țara vending mașinilor, adică tonomatelor sau cum se numesc astea. Și ne-am luat un Dr. Pepper. Nu mai are voie, am za dulce. Da. Ai uitat? Bă, am uitat. Nu mai are voie dulce, n-o să mai doarmă la noapte, baby. O să dorm. Nici Melissa, nici Melissa. Are același gust ca în America. În România nu e bun. Doar la fructe în Ungaria. Da? Mi-e sper la fructe. Îmi plăcut și eu. La 10, da? Este diferit. Iau. E diferit, e bun, nu? Da, e dulce. Cât îți fie mie, îi dau 9. Nu, că n-are voie mai mult de aia. Mel, zi-mi pe care e diferența între skincare de Coreea și skincare de Japonia? Nu știu multe de skincare de Japonia deloc. Pentru că în Coreea sunt foarte focusați pe chestiile de skincare și se vede și pe fețele lor. Aici mai puțin. Ce ai acolo pe limbă? Ia. Mușcat. Te-ai mușcat, Oanza. Te-ai mușcat limba. Da. Facem? Da. Facem aia? Ce vreau? Numai că copiii n-au voie. Cu carturile pe străzi e una din atracțiile pe care, nu știu, mă tentează să le fac. Hai să trecem strada, hai! Dar, nu știu ce să facem cu copiii. Nu au voie. Mochi, ce gust are? A piersic, așa mai fake, dar îmi place mult textura. Deci trebuie să le care buzunarele mele sunt pline de gunoi. Da. Deci suntem plini de ambalaje. Nu, la fel ca și în Coreea, nu există locuri unde să arunci gunoaiele. Prin magazine mai vezi câte un coș de gunoi și la un moment dat mai facem download. Am primit multe mesaje legate de anime, manga, K-pop, J-pop. Dacă le plac chestiile de genul ăsta, entertainmentul asiatic, corean, japonez, dacă le plac copiilor noștri. Și răspunsul este nu. În niciun caz nu ăsta a fost motivul pentru care am ajuns aici. Și mă și bucur că nu sunt atrași, și nu e că sunt ei mai buni ca alții, nu sunt atrași într-un mod natural, pur și simplu nu le place. Dar ajungând aici îmi dau seama că chiar trebuie să fiți atenți, dacă vă place, trebuie să fiți atenți cu ce vă hrăniți mintea, pentru că îmi dau seama că este foarte mult întuneric în spate la genul ăsta de entertainment. Ce de luminițe pe strada asta, e plin! Melissa, ce părere ai despre Tokyo și seara în Tokyo? Se vede că spiritul e foarte încărcat, plină de mizerii, pe peste tot o să vezi poze cu fete în situații foarte ciudate. Așa e. Cel puțin aici unde suntem noi acum, trebuie să fii atent pe unde te uiți. Da, în continuu sunt și fete care se așa, să fie de seara de...
nu știu, dar ca anime-urile alea care sunt foarte modare de mult. Ce bucuros sunt că nu sunteți pasionați de anime-uri, că anime-urile sunt, în general sunt murdare. No hate, că da. Știu mulți oameni care sunt, dar mie personal nu-mi plac. E și diferență față de Coreea, mi se pare, că în Coreea, și dacă sunt chestii murdare ca în fiecare țară, trebuie să le cauți, că oamenii sunt foarte decenți pe stradă și n-am văzut nicio mizerie nicăieri. Așa e. Și aici ei te caută pe tine. Da, adică nu trebuie să faci un efort deosebit. Nu, deloc. Ca să găsești mizeria societății. Deloc. Da. Erau, sunt tot felul de poze mai grafice cu fete și vedeam pe Amza micuță să aici, eu nu vreau să vadă. Oricum suntem atenți să nu intre să se uite unde nu trebuie. Nu mai place mai mult Tokyo? Nu, îmi place mai mult Tokyo. Cred că totuși în Japonia avem mai multe lucruri de vizitat și de-aia am ales să fiu mai mult în Japonia. Dar nu subestimez deloc Coreea, adică îmi place super mult. După cum observați, noi suntem la capitolul comparație între Coreea și Japonia. Da, să vezi ce comică-i mama. Era o doamnă și încerca să-i vinde, să-i vândă ei ceva skincare. Face mama, no, 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 I have Korean. Because mama, se compară. Te rog frumos, dar eu nu se zice. Ca și cum vine cineva la noi și vrem să vinzi mere. No, 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 am... Din Ungaria. Din Ungaria, mai bine. Uite-te ce mi-a făcut cadou Mimi cu Maria. Ok, deci astea sunt bețele, da? A? Ca să înveți să mănânci cu bețe, ok. Dar știi cum? Aici îți bagi în deget mare, apoi ăsta. Oh, asta e, da, 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 da. Care șnițel este mai bun? Cel românesc sau cel japonez? Pentru că și japonezii excelează la șnițel. Dragilor, este diferit. Ăsta este răspunsul. Mie personal îmi place foarte mult șnițelul japonez. E făcut cu panko, e mai crunchy, carnea, ei o fac foarte juicy, așa. E foarte bun. Locul în care am mâncat și pe care urmează să-l vedeți, a avut un șnițel bun. Dar, până la acest moment, cel mai bun șnițel l-am mâncat în Coreea. Șnițel japonez l-am mâncat în Coreea. Ați găsit un restaurant? Azi era 10 minute atunci să așteptăm. Da? Încă așa în șir. Wow! În Japonia este foarte normal ca să ai tot timpul meniu aici, să-ți alegi, să-ți comanzi, iar apoi ți se pregătește și stai jos la masă. Hai să alegem și noi. E de foame și arată atât de miroase, atât de bine. Tara, Tara, să vedem. Mmm, cute. What is this gloss? Deci, efectiv, e foarte glossy. Wow. Cum e, Amza? Cum te descurci, tata, cu bețele? Foarte bine. Da? Super, bravo. Mama, uite, super. Mamă, ce bine arată. Și avem, noi ne-am comandat sos separat, pentru că normal ar trebui să vină tați aici, dar am vrut separat. Să luăm. And sauce? Can I have four? Muffin. Ah, okay. E bun? Foarte bun. E foarte bun și sosul. Super bun. Observa că bețele aici sunt mai ușoare, mai ascuțite și mi se pare că merg mai prost. Și a costat 5.000, cât înseamnă asta? 150 de lei pentru toți. Pentru toată familia. Da. Amza ne ghidează. Amza, cum te descurci cu GPS-ul? Bine. Te descurci bine? Ok. Știați că Tokyo este orașul care consumă cel mai mult curent din lume? Păi dacă e cel mai mare oraș, are și cel mai mult curent din lume. Da, dar și toate becurile s-a prins aici. N-ar mai stinge și ei să facă un pic de economie. Vă descurcați? Da. Sau ce faceți? Da, ne descurcăm. Deci, pe unde? Da, în fața.
Cum vi s-a părut primul nostru contact cu Japonia? Lăsați-ne acolo în comentarii. Vă place mai mult în Coreea? Vă place mai mult în Japonia? Ce așteptări aveți de la călătoria noastră din Japonia? Hai să vorbim acolo în comentarii. Dragilor, în următorul vlog mergem la sumo. Nu vă zic foarte multe, vă zic doar că a fost o experiență și ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!